Președintele Consiliului Județean, Dan Manu, a vizitat împreună cu cei din conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, noua locuință înființată pentru persoanele victime ale violenței domestice. Aceasta are ca destinație protejarea persoanelor abuzate. Aici, victimele violenței domestice se bucură de cazare, masă și consiliere psihologică. La nivelul județului Argeș a fost înființată această locuință protejată și încă două servicii complementare, respectiv un serviciu suport de grup și un cabinet de consiliere vocațională. Locuința protejată are o capacitate de 6 locuri, deci practic vor fi 6 persoane, cazate 6 persoane, persoane victime ale violenței domestice. Locuința protejată fiind compusă din 4 camere, sunt 3 dormitoare, deci primul mare, fiecare dormitor va avea 2 locuri, baia, un grup sanitar și o bucătărie. Fiecare persoană poate să primească găzduire în această locuință protejată timp maxim un an de zile, în funcție de complexitatea fiecărui caz în parte. Pe perioada în care primește găzduire și hrană în această locuință protejată, ea va beneficia de serviciile care sunt acordate prin suportul de grup, serviciul de suport de grup și respectiv prin serviciul de consiliere vocațională. Locuința face parte din proiectul cofinanțat prin Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020 Venus împreună pentru o viață în siguranță, implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.